Pokoj Boży. Pan Cię pożegnaj. Pace, frații. Mă bucur că și astăzi sunt în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii, biserica. Foarte mult am învățat astăzi limba. De când m-am sculat azi dimineață, m-am mâncat și toată ziua m-am dus la frații să ne rugăm. Am fost la bolnav și am rugat pentru ei. Așa mult am învățat astăzi că nici nu am problema acum cu limba. Vedeți? Asta e lucrul lui Iisus Hristos. Nu trebuie să faci școală, nu trebuie să trăiești aici. Dumnezeu te învață. Așa de bine am fost la o familie și frate zice că fratele le-a rugat cu cineva și eu am vorbit din familie cu ceilalți și zice frate că tu așa ești lângă fratele Alexandru ca Timoteuș lângă Pavel. Mă bucur. Știți, eu nu sunt om mare în biserica lui Dumnezeu. Eu așa mi simt în lume, eu sunt șeful cimitirului, sunt directorul, dar aia pe mine nu mă interesează. Dumnezeu acolo m-a pus, dar în biserică eu așa sunt ca un soldat în armată. Eu am fost în armată aici în România, au fost colonel, locotenent colonel. Eu când m-am pocăit și am găsit pe fratele Alexandru, zice, no, asta e o să fie omul meu, asta mă învață pe mine și eu tot așa vreau să fac ca el. Și totdeauna spun de 14 ani că unde mergi, mă duc cu tine, nu mă interesează bani, nu mă interesează timp, acolo vreau să fiu lângă tine să învăț. Și până acum tot așa am făcut și m-am dus cu fratele, foarte, foarte, foarte mult am învățat. Și știți, fiecare lună întâlnim, dar în cele zile nu e lângă mine. Și dacă am învățat de la fratele, tot fix așa fac cum face frate. Acolo în cimitir, acolo unde mor oameni, la accidente, eu mă duc cu mașina și duc morții la cimitir și acolo întâlnesc cu familie și tot așa fac cum am învățat de la fratele. Și știți ce vreau să spun? Mi-au chemat să predic la o casă de bătrână. Dar în casa de bătrână aia, eu mă duc acolo după morți. Mă cunoaște de 30 de ani bătrânii ăia. Și când m-am pocăit și m-am născut de nou, după aia i-am zis că nu pot să viu aici să vă predic. Zice, într-o lună, o zi, două, primești. Și deci ce s-a întâmplat? De unde se vede că am Iisus Hristos în inima și dacă așa fac cum am învățat, când m-am predicat, vine o soră de acolo, aia cu albă, haine albă, zice, fii atent aici, Laslu. Te-am ascultat acolo în ușa despre ce ai vorbit. Te rog frumos, e aici un bolnav, pocăit, de două săptămâni, e deja-i pătură în el, nu mănâncă, nu bea, nu mâncă nimic, doarme, dar nu poate să moară. Nu știu ce s-a întâmplat, dar de două săptămâni nu a mâncat nimic. Și capul m-a pus așa și zic, mă duc, no? Acum trebuie să fac așa cum am văzut astăzi toată ziua, cum a făcut fratele când s-a rugat pentru cineva. M-a dus acolo lângă picior, am tras pătura aia cu care o văzut așa și așa era. Cu ochii închiși, dar încă nu a fost murit. Și zic, Doamne, Domnul Dumnezeu, eu nu merit, eu
Nu sunt nimeni aici. Dar mi-a trimis aici surorile să mă rog pentru sora asta. Dragă soră, nu știu, tu auzi sau nu auzi. Dar ceva problemă. Nu deschide ușa de cer pentru cineva. Ceva problemă mai ai. Ce, nu ai rezolvat tu. Hai că-ți rezolv eu pentru tine. Nu știu dacă i-auzi sau nu i-auzi. Și m-am rugat așa. Cum am învățat de la fratele? Și i-am spus, să știi, Domnul meu, Domnul tău, toate păcatele s-au iertat acum. Și m-am rugat și am dus acasă. Nu a trecut numai o oră. Am primit telefon de la surorile, hai că au plecat. Și eu am pus, eu le-am dus în cimitir și am plâns când am pus mâna și piciorul să pun în sicriu pentru asta fac. Și de trei ori până acum am fost la așa la bolnav, tare bolnavi au fost și când le-am dus în fața lui Dumnezeu problema aia care eu nu cunosc și i-am spus, hai, pocăiește-te acum, eu vorbesc pentru tine și le-am văzut ce s-a întâmplat. Câteva minute, în două, trei minute mai vă rog, într-o dată mi-a dat poliția că eu mor de 24 de ore într-un cimitir. O băut ceva medicamente, mult, și s-a dus în cimitir lângă acolo unde e soțul, ori mormântat, și acolo a căzut jos și 24 de ore a fost acolo mort. Și zice polițai, zice, fii atent aici. Am primit un telefon că e un mort în cimir, du-te-mă și să vezi și dacă e ceva, îi dai telefon. Și m-am dus cu copilul meu, era la școală, dar deja o ajutat la mine. Hai cu mine, că singur nu pot să pun în sicriu. Și i-am găsit. Și zic la copilul, du-te la cimitir și aduce un sicriu să băgăm și îl ducem la frigider. Dar asta de vreo 2-3 ani s-a întâmplat și dau telefon la polițiști și zic, i-am găsit, zice, luați, stai acolo, vin procuratura, tot cine trebuie, chemăm medicul, tot. Și am stat acolo lângă mortul și zice, Duhul Sfânt, rogă-te pentru mortul ăsta, zic, nu. Eu mormântez aproape fiecare zi catolici și ăia se roagă pentru mortul. Crede că poate să ajută și zici că e un foc și acum în foc și dacă ne rugăm, poate că trece din foc. Eu nu cred asta. Eu sunt născut de nou, eu cred în Iisus Hristos, care mi-a iertat păcatele. Eu am cerut. Eu am spus, iartă-mă, și mi-a iertat. No, în asta cred. Aia nu cred. Și zic, Dumnezeu, eu nu cred în asta, eu nu vreau. Zice, rogă-te că îți arăt la toți polițaii și la toți oamenii că și după 24 de ore să trăiesc. Zic, nu. N-a zice, dacă nu, eu și atunci, pentru tine, să-l vadă toți polițaii și toți ăștia, îl nasc de nou. Zic, nu cred. Când s-am uitat așa, am văzut că a luat un aer. Zic, nu cred. Așa de mi-e frică a fost, dar am dat telefon la polițai, zic, ceva problemă, a luat aer mortul. Zice, tu ești nebun. Dar tu, nu te supăra, dar tu, după ce te-ai pocăit, unde mergi și morți să naște? Zic, nu bate joc de mine, trimiți o salvarea. Văd că, aud că vine salvarea. O vine salvarea, zice că nu mai putem să ajutăm, că nu, e mort. Dar zic, mai înainte o luat aer. Zice, tu n-ai văzut bine. O chemat încă o salvarea. O venit două cu medici.
Nu știu ce a făcut acolo cam o oară. După aia o venit credere și m-am rugat acolo lângă salvarea, zic: Domnul, așa mi-e de rușine, dar arată tu că ai putere. Și l-a dus salvarea așa mort la spital. Și dimineața când m-a scuat, dau telefon la spital, zic: na, ce s-a întâmplat? Zice că nu e la noi. Ceva s-a întâmplat, noi le-am spălat și le-am dus la altă clinică. Nu, în comă, nu am putut să ajut. Am dus la o florărie, am luat o bucată de flori la mortul și le-am dus la spital. Și m-am sunat și zice: pe cine căutați? Zice că ăla-i în comă, nu pot. Zic: lăsați, am luat uleiul, fratele mi-a dat un pic de ulei să rog și să pun pe el. Și când am fost acolo lângă picior, și ei erau cu o pătură albă pe el, stătea așa, nici, ca un mort. Și am început să plâng și zic: Domnul, iartă-mă că ieri, eu n-am avut credință în asta, dar dacă tu vrei aici cu florul, faci ceva. Și m-a deschis ochii și zic: de ce ești? Zic: eu sunt Laslo, eu le-am găsit pe dumneavoastră. Zice: cum, deci, unde sunt eu aici? Dumneavoastră sunteți în spital. Și am mers acolo la pat, am pus mâna așa peste aici, și le-am rugat și m-am rugat. Și acum trăiește. Dumnezeu să fie lăudat Dumnezeu pentru asta. Nu-i al meu. Ați văzut cum am văzut că eu nu mă rog, nu am încredere. Și Dumnezeu a arătat că pe mine tare mă iubește și să crede în asta. Și multe ori văd că să trezesc oamenii de la când dorm, oamenii pe stradă, în oraș, care nu știe, nu-i pocăit. Și spun la oamenii: hai și stai aici jos lângă mine. Am făcut un pod acolo lângă piață și am scris la o piatră: Dumnezeu tare pe iubește pe tine, hai și stai jos. Și chem cu o Biblie pe stradă, chem acolo oamenii și stă jos lângă mine și îl trezesc pe oamenii ăștia. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Amin. Amin.